Mircea Joana a fost premiat de secretarul general al NATO, Ian Stoltenberg, după ce a decis să se retragă din funcția pe care o deținea în cadrul Alianței. Acest lucru ar putea deschide drumul de candidat independent la alegerile prezidențiale, anunț pe care Mircea Joana ar putea să-l facă în zilele următoare. Mircea Joana spune că această funcție a fost privilegiul vieții sale și a dedicat distincția primită de la NATO tinerilor români, cărora le-au urat să ajungă în funcții și mai înalte. Domnului Mircea Joana îi se oferă medalia pentru serviciu meritos pentru îndatoririle sale la uh, conducerea NATO. Mircea Joana a părăsit funcția de secretar general adjunct al NATO, nu fără să fie decorat cu Ordinul NATO Serviciul Meritos de către șeful Alianței Jens Stoltenberg. Domnule secretar general, domnule dragă Jens, în primul rând aș vrea să vă mulțumesc că m-ați ales ca adjunct în urmă cu 5 ani. A fost privilegiul vieții mele să lucrez alături de voi, să-mi reprezint țara România și să fiu la conducere împreună cu cel mai transformator lider din ultimii 10 ani, alături de secretarul general. A fost un vis care a devenit realitate în care am implicat tot ce am putut. Am oferit organizației experiența mea, pasiunea mea, energia mea și credința mea nestabilită în libertate și în democrație și în dreptul de lege. Mircea Joana a dedicat ordinul cu care a fost decorat tinerilor români cu care a lucrat în ultimii ani. Dar o să spun că sunt, eu sunt mândru de voi. De tinerii noștri, de tinerele noastre, de diplomații noștri, militarii noștri, toți cei care lucrează aici în NATO. Suntem o națiune respectată și influentă în NATO și sunt extrem de mândru să fi lucrat împreună și vreau să vă rog un singur lucru, să ducem această cultură a unei românii profesioniste și în cultura cea de acasă. Mircea Joana speră ca exemplul său să inspire și pe tinerii români. Această distincție care mă onorează tinerelor și tinilor din România. Și sper ca exemplul meu să fie o inspirație pentru voi, să lăsați orice complex de inferioritate deoparte, să munciți, să investiți în voi, să reprezentați cu mândrie țara noastră. Și sunt convins că în anii care vin, cineva din țara noastră o să ocupe poziții chiar și mai înalte de cea de, pe care am avut eu aici. Cuvinte de laudă la adresa lui Mircea Joană a avut și șeful NATO, Jens Stoltenberg. Pentru dumneavoastră este un lucru normal să vă dedicați muncii dumneavoastră. În fiecare zi ați venit la birou pentru a întări parteneriatul NATO și pentru a face NATO un, o alianță potrivită pentru viitor. Cu energia și entuziasmul dumneavoastră și cu optimismul dumneavoastră ne-ați bucurat Ui, întreaga dumneavoastră carieră. Ați devenit cel mai tânăr ambasador al României în Statele Unite și curând după aceea ministrul al afacerilor externe. V-ați ghidat țara dumneavoastră și ați îndemnat și alte națiuni să facă la fel. Ați devenit primul secretar general adjunct al NATO din Europa Centrală și de Est. Perspectiva și experiența dumneavoastră au fost de neprețuit pentru mine și pentru NATO. Ați demonstrat un mare simț al datoriei și al diplomației și al dorinței de a conduce NATO într o lume periculoasă. Mircea Joan a ocupat funcția de secretar general adjunct al NATO pe o perioadă de 5 ani începând cu 2019, mandatul său fiind prelungit de două ori.